Bine v-am regăsit, prietene văzuți, dar știu, sunt Maria Gheorgheu și de la această oră suntem din nou împreună. E duminică seara, e zi de sărbătoare, pentru că în această zi creștinii ortodoxi sărbătoresc florile. Nu am cu mine pe cineva care să poarte nume de floare, dar este o floare. Maria Magdalena Dădăilea. Ce drăguță ești! Bine te-am găsit, da. Maria, mă bucur tare mult să te revăd. După foarte mulți ani revii în studio în București FM. Deja făceam orientare să mă întorc în București la radio, când am fost de atâtea ori pe aici, dar acum am venit pe altă rută și avut curajul să iau chiar autobuz. Puțin mai greu de ajuns, dar ce bine că în sfârșit suntem împreună. Recunosc că de ceva vreme, de când am aflat că ești din nou activă, pentru că într-o perioadă nu mai știa nimeni nimic despre tine, am zis, trebuie să vină Maria la emisiune. Și iată, ai venit, trebuie să spunem lucrul acesta, și datorită unei conjuncturi prietenești extraordinare, ne-am întâlnit așa o gașcă de prieteni frumoși din folcul românesc, oameni buni din folcul românesc, pentru a înregistra un cântec și atunci am zis, gata, te-am prins. Am prins-o. Am prins, nu repede, te mai scap. Acum repede, că nu se știe cum ia din nou avionul și fuge. Da, da, da. Maria, să facem așa o scurtă recapitulare. Cine este Maria Magdalena Dănăilă pentru cei care poate nu știu, că se mai întâmplă. E destul de greu de spus pe scurt, că uite, s-au acumulat atâtea și nici nu știi cu ce să începi. În orice caz, am început cu folk-ul și m-am întors la folk. Da, între chiar timp ai trecut și într-o perioadă așa de... Am trecut și pe la Mamaia, am fost și pe la Eurovision, adică tot timpul sunt genul care caută porți de intrare și nu mă sperii foarte tare că folk-ul este un picuț marginalizat, suntem așa zisa cenușăreasa muzicii, dar sunt foarte mulți folkliști care au făcut impresie bună oriunde au fost și absolut. Eu mă bucur că am reușit să trec cu o preselecție la Mamaia, deși am fost contestată să intru și la Eurovision, deși eram măsurată din cap până în picioare ce să caute folcul aici. E, dar au mai fost folkiști la Eurovision, păi, și Dan Manciule, păi, tocmai. A fost și Forțele de Muncă. Iată. Și da, bineînțeles. Și chiar calificați, am văzut pe scena mare, calificați la Eurovisionul mare, unde erau deja calificații țărilor, cum ar veni, am văzut oameni cu chitară acolo. Important este să ai o voce bună și să ai ceva de transmis. Tu ai făcut demonstrația asta, o faci de foarte mulți ani, chiar câți ani sunt de când cânti, Maria? Pot să spun de când am început, că am început să cânt la chitară de când era pe mare val Cena cu Flacără, aveam 8-9 ani și era mare război pe chitară, că era o singură chitară în casă și bineînțeles că întâietate avea sora mea mai mare, Daniela, care ei s-a cumpărat chitara, deși amândouă am început. Nici n-am știut că ai o soră. Da, am și una mai mare și una mai mică, la mijloc, așa, deși sunt cea mai înaltă, ca în Cehov, Și... noi inițial am fost dată la muzică, sora mai mare la fagot și eu la vioară, însă fiind Cenacul Flacăra și folcul pe așa mare val și în așa mare vogă, am insistat cu lacrimi să ni se cumpere și o chitară și era bătaie pe chitară. Întâi sora mai mare și apoi eu o pândeam că niciodată nu mi-a pus ea degetele pe grif, niciodată. Eu am furat tot. Ai fost autodidact la chitară, da? Uite, avem două lucruri în comun. Amândouă am făcut vioară și amândouă am fost am învățat singură să cântăm la chitară. Da, dar ai cunoștințe muzicale. Dacă ai făcut vioară, cât timp vioara, ai făcut vioară? Vioara am făcut un singur an în clasa întâi. Mi-a plăcut. Și am fost un copil foarte categoric, adică nu mi se... Dacă îmi plăcea ceva foarte mult, mă aruncam cu foarte mare pasiune, dar dacă nu-mi plăcea și nu-mi plăcea... Adică îmi plăcea ce vedeam la televizor, dar în momentul în care te apuci să o studiezi, este groaznic. Deci ți se pare că scârție îngrozitor. Deci dacă ai mai auzit vreodată copil să dea arcușul cu ulei că scârție, când el se dă cu sacâz. Deci profesorul meu, papa stamatatul, s-a luat de cap și a zis, l-a chemat pe tata la școală, stimate domn, nu vrea. Deci eu văd că poate și eu văd că are o ureche muzicală fantastică și face perfect ce face, dar îmi dau seama că nu studiază acasă. Și tata, păi dacă face perfect, cum nu studiază? Păi obosește mâna, se duce mâna în jos, că dacă dacă studia acasă, ținea brațul drept, dar pentru că, ca profesorul își dădea seama și zice, uite ce potențial aici, nu studiază, dar vă rog, nu mai chinuiți, că e clar că nu-i trebuie. Că nu vrea. Și a fost foarte supărat. N-ai vrut să încerci și un alt instrument, de exemplu? Eu mi-am dorit pian din capul locului, am avut pian, dar m-a pedepsit
piese și nu mi-am mai dat nimic. Până când mai târziu... A venit chitara. A venit chitara, da. Bun, bun. Și serios, așa când ai început să cânti? Serios, la chitară? Da. Tot timpul a fost foarte serioasă, doar așa? Că n-am avut compoziții și așa. Pe urmă, ușor, ce am cu flacăra, am dispărut din peisaj, chitara a rămas acolo prăfuită pe șifonier. Până când am aflat de festivalurile de folk și primul meu festival de folk a fost în 2005 la... Deci după 89. După. Da. La Calafat, oare? Da. Nu. La Floarea de Ger. La Floarea de Colț de la Giurgiu, cu prietenii montanienți. Da. Știu că ești multă vreme karma. Ai fost. Da. Multă vreme ai fost asimilată folcului montanian. Da, deși pentru că eram... Ta înseamnă mult mai mult. Da. Acolo am compus pentru clubul în sine, am avut foarte multe compoziții și am lucrat cu ei ca grup. Acolo a fost un fel de începutul carierei de didact, de pedagog, cum ar veni, că e foarte greu să pui oamenii pe traiectorii să-i faci să sune, dar totul merge cu repetiție. Eu sunt îndrăgostită de repetiție. Și îmi place să constat diferența dintre cum sună o piesă la început de repetiție și ce bine sună totul după o oră, cel puțin. Înseamnă că ai în tine acel spirit de cadru didactic, ca să spun așa, ceea ce ai și făcut. Dar o să ajungem și acolo puțin mai târziu. Bun, ți-aduce aminte care a fost prima ta compoziție? Descântec de ploaie a fost. Eu, deși am început cu surpriza... Da. Am început cu surpriza pentru că la primul meu festival descântecul de ploaie era deja făcut, dar trebuia să am două. Așa. Iar surpriza a fost făcută chiar în săptămâna concursului și era foarte, foarte crud textul. Și știi că dacă nu-i învățat bine și intri pe scenă... Surpriza, ce text? E textul meu. Textul tău, descântecul de ploaie, Ana Blandiana. Noi deocamdată o să ascultăm surpriza, după care continuăm discuția, că avem multe de povestit și timp insuficient. Surpriza, Maria Magdalena Dănăilă. Ce surpriză că ai sunat. Nu te-am mai văzut de mult, băiete. Fica mea de 5 minute singură a plecat să se plimbe iar pe-nserat. Ce să facă, doar învață, repetă neîncetat. A uitat de multe ei prieteni. Te așteaptă și suspină ca un plop însingurat, deși nu-i nimeni vinovat. N-o să-și creadă ochii lor când o să te vadă. Va plânge sigur și te va îmbrățișa. N-am să-i spun nimic, e mare să înțeleagă cât adevărată-i surpriza ta. Și s-a bucurat. Te iubește atât de mult, băiete. Ai mințit că n-ai să vii și s-a întristat. Ochii ei senin s-au înnorat. S-a însingurat prea tare, sunt îngrijorat. Neobosită într-una doar învață. Își ocupă astfel timpul să uite că ai plecat și un gol în suflet i-ai lăsat. N-o să-și creadă ochilor când o să te vadă. Va plânge sigur și te va îmbrățișa. N-am să-i spun nimic, e mare să înțeleagă
te vadă. Va plânge sigur și te va îmbrățișa. N-am să-i spun nimic, e mare să înțeleagă cât adevărată surpriză și neașteptată surpriză. Cât de minunată-i surpriza ta. Frumos cântecul, ca de altfel toate cântecele tale. Ai apucat să înregistrezi o parte din ele, dar încă nu există un album Maria Magdalena Dănăilă. După câți ani? După 20-25 de ani, câți ani ai? Să tot fie. În 2000 am înregistrat 2005, la Cluj. Deci avem... Am înregistrat la CD Radio Cluj un album. Acolo am înregistrat piesa Singur de Crăciun și a sunat atât de bine încât a apărut pe compilație Intercont și s-a pus problema. Intercont s-a numit compilația, alături de Taxi, de Talisman, a fost o mână de oameni foarte... Da. Și am fost încurajați, CD Radio Cluj a fost încurajat să se înregistreze un album întreg cu mine. Așa. Pentru că ei s-au oferit să scoată pe piață acest album pentru că piesa le-a plăcut foarte tare. Dar din păcate s-au împotmolit lucrurile pentru că lor le plăcea, dar s-au temut că nu o să aibă succes comercial foarte mare. Adică, bun, ne place piesa. Veșnica problemă. Da. Și atunci au fost inclusiv înregistrările de aici. Câte cântece ai reușit să înregistrezi? 14. Deci ai deja 14 cântece înregistrate. Plus piesele de Crăciun a fost, la un moment dat, am lansat la Cluj pe o casetă, pe vremea aia, o casetă de colinde. Oricum a existat și la Galați o casetă de colinde. Dolly Doe îi spunea casei de discuri, să-i zic așa. Și de acolo am mers la Cluj. Adică au fost tot felul de culoare, dar din păcate lucrurile s-au împotmălit pentru că, într-adevăr, aici piața e foarte bătăioasă și trebuie să dai tare de tot din coate. Tu, între timp, în paralel cu muzica sau ca o alternativă, ai făcut și teatru, ești absolventă... După Mamaia, după ce am luat premiul de excelență artistică și o să cântăm și iubesc, iar am ținut pentru că e un premiu cu care mă mândresc. Da, absolut. Și îl ador și pe Mădălin Voicu pe chestia asta, fiindcă pur și simplu a spus, a inventat premiul ăsta pentru mine, pentru că toată lumea nu știa unde să mă încadreze, că ce, că ăsta e folk, că ce e asta și nu știu ce. Și domnule, dar mie mi-a plăcut, ai firar să fie. I-am aflat din culise, așa mi s-au spus. Firar să fie, eu inventez încă. Da. Și la Mamaia și în 2003 când am fost la interpretare și în 2004, eu m-am confruntat cu niște emoții foarte, foarte mari. Și am hotărât... Ești sensibil așa, da. Dar toți folchiștii sunt așa. Așa e, da. Toți folchiștii, noi avem altfel, cred că nici n-am putea să transmitem. Exact. Da, noi avem o sensibilitate mult mai mare și este foarte adevărat că în momentul în care sunt toate camerele pe tine, de fapt toată țara se uită la tine. Da. Asta e adevărul și te sufoci. Noi cred că suntem mai sensibili, noi percepem altfel emoțiile și automat cum ar veni câmpul tău energetic nu mai face față și ești, nu știi, pe cuvântul meu am zis că după ce scap de chestia asta eu nu mă mai urc pe scenă niciodată. Și am zis, stai mă puțin, că se poate rezolva asta. Adică de ce să nu mă pregătesc eu profesional și să mă învețe un profesionist cum să... Și așa ai hotărât să faci facultatea, da? Da? Da. Și m-am dus eu hotărâtă să învăț tehnic concret. Domnule, învățați-mă cum să fac față emoțiilor și cum să mă prezint în fața publicului în așa fel încât, chiar dacă îi am față în față, chiar dacă e o cameră pe mine, eu să știu profesionist cum să înfrunt emoția și cum să o canalizez și tot acum. Ei, acolo am dat de altă meserie, practic. Într-adevăr, am învățat ce mi-am propus să învăț. Dar ai fost la secția de actorie, da? Da. Și bineînțeles că acolo mi-am dat seama că eu, de fapt, făceam actoria, pentru că actoria nu presupune doar învățarea unui text și... Îl înveți pe de rău și la te urca pe scenă și la trebuie să transmiți ceva. Bineînțeles că sunt acolo niște tehnici și eu am aflat că eu făceam actorie tot timpul, pentru că totul e creație. Și toate piesele inspirate fiind din viața mea, bineînțeles că eu intram în personajul meu și retrăiam niște lucruri și m-am îndrăgostit de meseria asta și bineînțeles eu având și o experiență de viață mult mai bogată decât colegii mei pentru că aveam deja aproape 30 de ani și eram poate nu cea mai în vârstă, dar când ai experiența de viață altfel îți pică fisa în actorie și foarte important, nu cine poate face actorie.
Că nu este doar a învăța un text și asta am învățat-o eu singură și am văzut-o și ca profesoară, că nu poți să înveți un copil. Unii copii pot, alții nu pot. Unii, chiar tineri, reușesc să intre și să se relaxeze în primul rând și să facă tot ce presupune, chestia, alții nu pot. Sunt mulți care abandonează pe parcurs. Nu, nici măcar nu abandonează, de ei cred că fac bine, dar nu fac bine. Uite, aici fac așa o scurtă paranteză, am fost invitat, am mai povestit eu lucrul ăsta, dar se potrivește cu ceea ce povestește acum. Am fost invitat împreună cu Eusebiu Ștefănescu și cu draga Olteanu Matei la un festival de teatru pentru tineret la Fălticeni, festivalul Birlic, și acolo au venit copii din toată țara. Unii dintre ei însă nu prea aveau treabă neapărat cu scena. Da. Și vedeam, Eusebiu stătea lângă draga și vedea că dă note de 4, de 3 și tot făcea semn. Și uite mă ce note dă. Și la un moment dat s-a înfuriat și a spus, mă draga, dar chiar așa 3 la copiii ăștia, de ce le dai note mici? Și draga a spus, lasă dragă, ăștia trebuie stârpiți de mici. Adică nu oricine are treaba cu scena și cu... Nu da, poate da, să fie da. Artist, ăsta e adevărul. Tu ai făcut și un master, da? Da, s-a întâmplat să intersectez în mod strălucit actoria cu muzica, pentru că muzica rămâne ceea ce mă pricep să fac cel mai bine. Îmi place și actoria foarte mult și încă n-am renunțat. Mie îmi place foarte tare, cum să zic, că știu că se filmează foarte mult în țară și am fost la foarte multe proiecte, bine, nu cu rol, nu cu replici, însă e bine să fii în zeama aia, asta. Să particip. Și am rămas șocată când am văzut că s-au făcut filmările la Wednesday în România, în serie Cerebrul serial. Exact. Și toată lumea zicea, măi, iar a apărut artista aia înaltă, headmasterul de la actrița aceea înaltă și blondă. Și toată lumea îmi spunea, măi, tu trebuia să fii în rolul ei, că tu, inclusiv la Game of Thrones. Și zic, măi, mă bântuie actrița asta, ce se întâmplă? Și când am auzit că a filmat și în România, zic, nu se poate, zic, eu mă mut în București și sunt pe fază. Da, bine, sezonul 2 nu se mai filmează aici, așa că am ratat ocazia. Dar îmi place și știu ai că... Ai făcut teatru muzical. Teatru muzical, bine. E bine că mă întrerup, că s-a atâta de spus că nu mai... Da. E bine că mă spui. Da, teatru muzical s-a întâmplat pur și simplu la Galați. Mergeam pe stradă și m-am întâlnit cu fosta mea profesoară de istoria teatrului, doamna Mihaela Dumitriu, doamna profesor Mihaela Dumitriu, care mi-a spus de acest proiect de master de teatru muzical. O colaborare a Universității Dunărea de Jos din Galați cu Academia Centrală de Dramă din Beijing. Bineînțeles că eu m-am panicat și m-am speriat. Așa ai ajuns tu la Beijing, așa am ajuns la Beijing, da. Eu care eram cu country și eram cu muzica oricum, n-am avut niciodată niciun fel de punct comun cu Asia. Nu am făcut arte marțiale, nu am făcut absolut, nu înțelegea nimeni de ce caut eu acolo. Și inițial am negat, am zis, nu, stai puțin, că masterul spune să și învăț limba chineză. Când să învăț eu într-un an limba chineză? Să zice, stai mă, Maria, că nu se așteaptă nimeni de la tine să înveți chineză chiar atât de bine încât tu cunoscând foarte bine engleza, care te-a ajutat. Uite, știi engleza? Da. Stai liniștită, că o să știi acolo. Nu știa nimeni, nu. Când am ajuns acolo, ei se așteptau de la noi să știm atât de bine. Noroc că doi prieteni, unul din Armenia, parcă era, sau nu mai știu de unde, și unul din Ghana, studenți la regie, s-au oferit voluntari și au făcut acest pod de legătură, ei au venit voluntari la lecții și au tradus. Dar ai învățat... Însă m-am întors cu bursă. Deci eu m-am îndrăgostit de academie și m-am îndrăgostit de China și de cultura lor și de tot. Și am după zis un că an, mie... că practic un an de pregătire era în țară, un singur semestru la Beijing și al doilea semestru din al doilea an de master în România cu spectacol de disertație care a fost la Palatul Cotroceni, sala de spectacole a Palatul Cotroceni, cu ambasadorul Chinei, cu inclusiv cu echipa pe cultură a ambasadei Americii, adică vorbim de teatru muzical totuși. A fost ceva foarte fastuos și m-am simțit foarte onorat așa să fac parte dintr-un proiect așa de mare. Însă, imediat după ce ne-am întors în țară, după semestrul făcut la Beijing, eu am pus burta pe chineză și am zis, eu vreau să mă întorc în China, mie să nu-mi dați numai un semestru, mie dacă îmi place ceva, păi eu vreau să mă... Și ai făcut 2 ani, da? Și m-am întors cu încă un an. Deci, dacă inițial am stat un singur semestru în Beijing, acum am venit în țară, mi-am luat examenul HSK3-ul, care îmi dădea un an de bursă în China, la orice facultate mi-alegeam eu și, bineînțeles, că mi-am ales tot Academia de Dramă.
Și am luat-o pe îndelete, adică am luat frumos, pas cu pas, am învățat chineza în paralel și, deci, intensiv, practic. Un an de zile se face doar chineză intensiv și, într-adevăr, apoi, cei care vin la master în China, urmează să li se predea în limba chineză. E grea? Se învață ca orice altceva. Deci e un bau-bau, cum să spun? Mai mult bau-bau. Mai mult bau-bau. Dacă ai omul care îți explică diferența între o limbă scrisă alfabetic și una de e drept că trebuie să practici, adică nu e ca mersul pe bicicletă și trebuie să te ții ideea, adică la un moment ai învățat să și cânți ceva în limba chineză? Da. Sau ai scris tu ceva? Am și scris, la un moment dat am vrut să fac varianta în chineză a imnului emisiunii de la psihologul muzical. Da. Și chiar am rugat doi prieteni să mă ajute și eu ce mai încropeam și eu ceva și ce mi-au spus și ei și am reușit să fac la un moment dat o mică variantă, am textul pe undeva, așa, că nu mai știu pe de rost, dar o piesă a mea în chineză cap-coadă doar încă n-am făcut. În schimb am învățat, mi-au plăcut destul de multe, însă preferata mea e Luna din inima mea. E un cântecel chinez foarte cunoscut, popular. Da, mă rog, l-a interpretat un artist pop din China și mie varianta aia mi-a plăcut foarte tare și am încercat să redau și eu la chitară. Hai să vedem. Maria Magdalena Danaila ne cântă în limba chineză. Ni wen wo ai ni you duo shen wo ai ni you ji fen wo de qing ye zhen wo de ai ye zhen yue liang dai piao wo de xian ni wen wo ai ni you duo shen 我爱你有几分我的情不移我的爱不变月亮代表我的心轻轻的一个吻已经打动我的心 深深的一团情叫我思念到如今你问我爱你有多深我爱你有几分你去想一想你去看 一看月亮代表我的心你去看一看你去想一想月亮代表我的心 Frumos, Maria Magdalena Danaila cântând live în studio București FM, un cântec în limba engleză, în limba chineză. Da, foarte frumos și important ce spuneai puțin mai devreme, că tu și știi ceea ce cânti. Este foarte important să știi ceea ce cânti, pentru că doar așa poți să transmiți. Tot timpul traduc despre ce e vorba. De câte ori am cântat piesa asta, am și spus despre ce. Este un dialog între doi îndrăgostiți, da? El îi spune că o iubește și ea nu-l crede. Și el îi spune, dacă nu mă crezi pe mine, crede-i luna din inima mea. A, ce frumos! Și minunat! Dar cum a ales cuvintele și ce frumos e textul, eu am rămas șocată. Mie nu mi-ar fi trecut niciodată așa ceva prin cap. Zic, dragă, și eu l-aș fi crezut. Dacă minunat! Minunat! Bun, hai să ne întoarcem la activitatea ta. Ai făcut acest master, te-ai întors în țară în 2018? În 2018 am venit înapoi. În China puteam rămâne doar în condițiile în care... Deci puteam să obțin viză doar dacă eram profesoară. Și uite, așa am început Ai și predat în China, da?
Și limba engleză, și actorie, și așa am un... Ai predat în limba engleză, bănuiesc, da, nu în limba chineză. Da, dar mi-a folosit că am știut chineza, pentru că la un moment dat a fost chiar amuzant. Bine, nu toți s-au apucat, sunt foarte mulți care s-au dus în China și deja aveau 6 ani vechime și habar n-aveau, nu știau vorbi chineză. Pentru că dacă nu ai ghidul care să-ți explice diferența și să te ajute un picuț la început ca să pornești, să urci de alu. Așa. Și mai e încă ceva care cred că te-a ajutat foarte mult, faptul că ești artist, cânți. Urechea muzicală. Urechea muzicală e foarte importantă pentru chineza. O limbă străină. Mai ales chineza are cele 4 tonuri și sunt acele vocale, acele silabe pe care dacă nu le spui cu tonul potrivit, spui altceva. Da. Dar asta e o întreagă discuție și aș putea acolo vorbi... Acolo sunt deja subtilități. Și totuși, având în vedere că eu am studiat totuși știam așa un pic chineză, puteam să-i prind când vorbeau între ei. Și ei aveau impresia că nu știu. Și eu le răspundeam în chineză și rămâneau șocați. Cum știți chineză? Hai să râzi, știu. Bun, interesant. Cred că am putea să vorbim în toată emisiunea numai despre perioada ta din China, însă mai sunt aspecte care trebuie să le trecem în revistă, în această carte de vizită a ta la Întâlniri Capitale. Vorbeai la începutul emisiunii de descântecul de ploaie scris pe versurile Anei Blandiana, unul din cele mai cunoscute cântece din repertoriul tău. Da, este acel prim hop. Cred că toți cantautorii au pățit chestia asta și să aibă o primă piesă extrem de cunoscută și foarte populară și toată lumea s-o vrea doar pe aceea și tu să începi să le spui, stai că mai am și altele. Da, bine, bine, dar când de cât-s piesa aia? Ascultăm și noi descântecul de ploaie. Nebunitele ploi și ploile calme, ploile feciorenice și ploile dezlănțuite femei. Ploile proaspete și plictisitoarele ploi fără sfârșit, iubesc ploile, iubesc cu patimă. Să mă dăvălesc în iarba albă înaltă. Îmi place să văd firele și să umblu cu ele în dinți. Să amânțească privindu-mă astfel bărbații. Știu că e urât să spui, sunt cea mai frumoasă femeie. E urât și poate nici nu e adevărat, dar lasă-mă atunci când plouă, numai atunci când plouă, să rostesc magica formulă. Sunt cea mai frumoasă femeie, sunt cea mai frumoasă. Pentru că plouă și-mi stă bine cu franjurii ploii în păr. Sunt cea mai frumoasă femeie. Pentru că-i vânt și rochia se zbate disperată, să-mi ascundă genunchii. Sunt cea mai frumoasă femeie. Pentru că tu ești departe plecat și eu te aștept, și tu știi că te aștept. Sunt cea mai frumoasă femeie și știu să aștept, și totuși aștept. Și toți trecătorii
tânără ploaia să-i simtă mirosul. Pe asemenea ploaie, poți să te îndrăgostești fulgerător. Toți trecătorii sunt îndrăgostiți și eu te aștept. Patima ploile, înnebunitele ploi și ploile calme, ploile feciorenice și ploile dezlănțuite femei. Da, frumos cântecul ăsta. Cu toți iubim ploile. Mai mult sau mai puțin. Depinde. Da. Dacă, trebuie să știi vorba poetului ce să iei din fiecare lucru. Descântecul de ploaie chiar are puterea de a duce ploaia. Nu știu dacă e piesa în sine sau us eu. Și vorbesc foarte serios. Deci, povesteam la început că am mers în paralel cu Turismul Montan. Toată lumea era îndrăgostită de piesa asta, dar colegii mei de la... Spuneau, nu cânta, că vine ploaia. Spuneau, nu cânta, nu, că vine ploaia. Hai măi, lasă-mă. Și la un moment dat chiar a fost un moment. Bine, nu mai eram la munte, eram la noi la Gârboavele în Galați. Și cineva chiar a vrut să facă proba și a spus, hai mă, ce prostie asta, că o să înceapă să cânte. Pune fata să cânte, că nouă ne place piesa și suntem așa de bucuroși că am prins. Era un proiect de plantare de copaci și seara am rămas cu toții să cântăm. Și într-adevăr am început să cântesc cântecul și eram eu, mă rog, acolo, trăiam piesa și cu ochii închiși acolo nu mai vedeam ce e în jurul meu și la un moment dat când întredeschid așa ochii văd niște mâini disperate. Oprește-te, arătau cerul. Și dacă înainte să încep piesa era cerul perfect, senin, acum se vedeau nori, în 5 minute a început să plouă. Deci... N-am fost eu acolo, că venea și curcubeu, să știi că și mie mi s-a întâmplat. Deci chiar am pățit-o de chiar de mai multe ori. A plouat când aveam în concert și am zis, stați liniștit, vin eu și în momentul în care o să cânt curcubeu, o să apară. Și așa s-a și întâmplat, nu odată, de câteva ori. Iată, putem atrage, pentru că noi lucrăm împreună cu universul, cu tot ceea ce ni se întâmplă, nu-i așa? Bineînțeles. Deja e o întreagă... E o întreagă nebunie și cam trăim într-o vreme în care duduie TikTok-ul de tot felul de maestri. Ai TikTok? Uite, eu nu am, n-am reușit performanța anul ăsta mi l-am pus și eu. Anul ăsta am zis, haide că dacă tot... am avut 2 ani în care am lucrat aici în București ca profesoară și a lucrat în învățământ, învățământ, în special în cel de școală internațională, când programul este până după amiaza la 4. Diferă, nu mai ai timp de absolut nimic. Nu mai vrei, nu mai auzi, nu mai trebuie. Că toată lumea zicea, măi, dar tu totuși ești înapoi în țară, tu ce ai pățit, ai găsit de lucru, stai în București, te-ai mutat aici, vrem să te vedem. Deci, vă rog să mă iertați, am nevoie să mă odihnesc, am nevoie să... Până când am zis, măi, stai puțin, eu am, aproape că am ajuns la concluzia că eu am pierdut 2 ani din viața mea, stai puțin, că în China, într-adevăr, făceam chestia asta pentru viză și pentru că aveam nevoie și să... Și a fost o experiență dar eu sunt importantă. Înapoi în țară, dar eu sunt înapoi, deci eu aici trebuie să cânt. Nu? Da, așa este. Și de asta am început să fac întâi mici înregistrări, am făcut întâi o înregistrare cu surpriză, am dat-o pe Facebook, pe pagina de artist și impresia a fost foarte puternică. Toată lumea a zis, bravo, mulțumim, ce frumos, ce nu știu ce. Și am început să fiu un picuț mai activă pe pagina de Facebook, iar Facebook-ul trimite periodic niște date apropo de activitate. Măi, ai primit ecuson, că ești creator în ascensiune. Și am început să fac live-uri. Am început să fiu exact ca pe perioada pandemiei, când făceam, a fost cel puțin o săptămână, mi-aduc aminte că zi de zi, seară de seară, eu am făcut chestia asta. Și acum am reînceput să fac lucrul ăsta, nu neapărat ca să lăsăm la parte că... Ca să reintri în zeamă, ca să zicem intru, așa, dar să mă deschid un picuț că, uite, sunt oameni care nu știu că folcul e sună așa, că sunt oameni care ascultă, cei pe TikTok sau să se uită pe la televizor, dar mulți nu știam, măi, dar noi nu știam că sună așa de bine, dar ce e asta, de ce? Și abia atunci se descopereau. Oameni care nu erau important. Din zona folcului, erau din alte zone, ceea ce e important. Și fac asta aproape în fiecare săptămână, dacă nu intervine altceva. Da. Și ca o formă de promovare, bineînțeles, că am și concerte și următorul va fi la Sibiu, în Love.
Foarte club. Bine. Acum deja s-au deschis terasele, vor fi concertele afară, vor fi la scenă practic, deschisă. Practic, tu când ai revenit, după perioada cu China și cu profesoratul, cu cei doi ani în care 2021, ai predat, în 2021 am lucrat, să... am venit la prima oară la King's Oak, apoi anul următor am fost la Mark Twain, tot ca profesoară. Da. Însă de anul ăsta sunt și acum profesoară, da, dar da. În training center-ul și am o singură oră pe săptămână, una pentru... Mult mai ușor, da. Da. Ca să am timp, că îmi dau seama că timpul nostru pe pământul ăsta e limitat și avem tendința să ne relaxăm când dăm de bani. Ideal ar fi din muzică să facem suficient bani cât să facem asta ca să trăim. Da. Și adevărul e că aia sunt cei mai frumoși bani. Așa când este. Când îți iei banii pe concert, așa este. Mai episodul cu mamaia a fost unul și atât, da? Da. În 2003 interpretare, 2004 creație. A, deci 2 ani. Doi ani, la rând. Ideal ar fi fost să semnez atunci și să intru pe o casă de discuri, însă am dat de teatru, am dat de... Nu s-au legat lucrurile. Nu s-au legat, înseamnă că nu trebuia să faci muzică ușoară. Dar nici n-am vrut muzică ușoară, pentru că eu tot cu chitară m-am dus acolo și, în general, și piesele orchestrând, mi le-am orchestrat, e foarte adevărat, dar tot folk e și tot... Oricum folk, oricum intră și ca gen la genul ușor. Mm-hmm. Știi foarte bine. Și la unii compozitorilor acolo suntem tot la genul muzical. Ce scrii folk? Nu, scrii ușor, nu? Mm. De la muzică ușoară. Hai să ascultăm și cântecul de la Mamaia. Iubesc iar. Ai luat premiu pentru creație. Da, creație. Da. 2004, muzică și versuri. Maria Magdalena Dănăilea. Aș vrea să plutesc lângă tine, să zbor până la margini de lume, pe aripa vântului, în geara gândului. Întinde-ți aripa iară, răpită în vânt de primăvară, scaldă-n lumină din liniștea grea îndrăgostită. Inima, iubesc ea. Iubesc iar primăvara-n hohot am omnit, fericirea mea zâmbit. Nu e vis, nu e vis, iubesc iar ploaia ochii mei.
de necuprins. Luminează în jur, totul ia contur, iubesc iar primăvara în Hohota mocnii, fericirea mea zâmbit. Nu e vis, iubirea. Vine să cred că suntem aproape de finalul emisiunii, Maria, și mai erau încă multe lucruri de povestit, dar ajungem la actualitatea, pentru că este cea mai importantă. Ai început să faci live-uri, uh-huh. ai văzut că ai început să câștigi fani, au început să vină din nou și spectacolele uh-huh. și ai spus că o să fii la Sibiu, ai cântat și anul trecut ai fost la Festivalul Castanilor, care este un festival foarte important. Da. Un public extraordinar. Ce urmează anul ăsta? În afară de Sibiu, mai ai ceva bine stabilit deja sau încă nu? Se creează din mers. Practic, asta e frumos la... Nu, cum să spun, mă simt la un început de drum, dar nu pot să știu. Îs doar niște pași pe care îi fac, însă nu pot să știe nici peisajul muzical cum va fi. Nimeni nu s-a așteptat la mine să fiu în China, nimeni nu s-a așteptat la mine să fiu la Mamaia sau la Eurovision. Eu nu știu unde... Mă las ghidată, Doamne, cum zici poate tu. Poate nimeni nu se aștepta să faci teatru, să faci facultatea de teatru, universitatea de teatru. Bineînțeles că toată lumea m-a întrebat de ce nu te-ai dus la muzică, de ce nu. Însă e un domeniu extraordinar de profund și dar e ființa umană. Dar nu te-ai gândit să și joci? Da, am și jucat. Ce ai jucat? Bineînțeles, a fost ocazional pentru că nu m-am angajat. Practic, nu m-am legat cu acte. Ești freelancer. Da, sunt freelancer și am fost la tot felul de castinguri. Am jucat chiar în timpul facultății. Am avut rol în Gendarmerie, în spectacolul Visezi, de Jean-Paul Grunberg. Apoi am avut aici, în București, mi-aduc aminte că am jucat într-un scurt metraj, Musso Chocolat. Și am avut rol de asistentă la urgență. Când m-a văzut directorul Paul Taunicui, s-a uitat la mine și mi-a spus: te rog să-mi spui că ești actriță, te implor. Ești exact ce-mi trebuie. Am intrat cu așa o energie și cred că s-a întunecat ușa când... Te rog să-mi spui că ești actriță și că ai mai avut măcar un singur. Zic, da, am jucat pe scenă și în plus am fost și pe festivaluri, adică nu e o problemă să intru la lucru. Adică de multe ori, și cred că e o problemă, e aici o mică sensibilitate la actori, de multe ori, chiar dacă ești foarte, foarte bun actor, dacă fața nu te ajută la rolul respectiv, absolut, îl pici, n-ai ce să faci. Și de asta săracul regizor s-a uitat la mine, te implor să-mi... Te rog. Și oricum am jucat mult în master, deci la master am fost bază, m-am băgat, de exemplu, în spectacolul I Love You, You're Perfect, Now Change, am avut vreo intervenție, practic sunt mai multe faze din viață, lucruri care nu se spun, asta e frumos la teatru muzical, foarte multe taburi, lucruri de care ți-e rușine, pe care le spui în șoaptă, se spun în gura mare și îți pică rana acolo și s-a pus mult pe umerii mei și s-a văzut că într-adevăr nu m-am jucat. Multă lume a crezut că eu am intrat la actorie doar așa, că așa e trendul, domnule, dacă s-a dus la Mamaia, ai făcut acolo și niște actorie ca să dea bine. Sunt niște cazuri, chiar m-am îndrăgostit de meseria asta. Asta și chiar eu am zis clar, eu mă las de facultate dacă nu sunt bună. La un moment dat chiar am spus acolo, dacă vouă vi se pare că nu prind și nu am talentul de a sparge nuca, ce înseamnă să spargi nuca? Să poți să te deschizi. Scena, Nu, sunt care doar învață un text pe de rost, dar nu reușesc să se deschidă la partener. Da. Asta e un mare handicap în actorie. Ori se pare că eu nu-l aveam și eu zic, vă rog, spuneți-mi, că nu timpul meu e foarte prețios și n-aș vrea să pierd timpul. Și au zis, nu, ține-te de treabă acum, fără grumă, ține-te că faci bine. Iar la masterul de teatru muzical chiar m-am desfășurat așa, adică a fost un dor. Și sunt deschisă, uite, în clipa asta colaborez cu Teatrul Logos, cu domnul regizor Oswald Gehr,
care lucrează foarte mult pe teatru clasic, mai mult, de exemplu, a fost în limba weekendul engleză. Trecut. Nu, aici, română. Aici, da. În București. Și se lucrează acum la Odiseea, însă eu trebuie să-mi rezolv mie niște probleme financiare, trebuie neapărat să-mi găsesc un culoar în care să mă susțin singură financiar, astfel încât spectacolele de actorie și tot ce fac pe partea muzicală să fie acolo o compensație. Nu sunt foarte bine plătită, dar nu se poate stălași de ele. Adică absolut. Dacă ne-am lăsat cu toții și ne-am duce doar pe bani, vine un moment în care hotărăști clar, nu se poate, că timpul trece și vocea nu o să te mai ajute și știi vorba aia, dacă te lași de muzică, se lasă și ea de tine. Da, așa este. Așa este. Mă bucur tare mult că am stat de vorbă, că ai revenit în, în folk și așteptăm să te vedem în, în spectacole. Să nu mulțumesc te mai întrebăm când te vedem ce mai faci. Nu? Să știm deja. Da. Ce mai faci? Mersi? Mersi, bine. Bine, da. Acesta este cântecul cu care închidem ediția de astăzi a emisiunii Întâlniri Capitale. Maria Magdalena Dănăilă, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Și așteptăm și acel album al tău pe care foarte multă lume cred că încă și-l mai dorește. Da. Materialul există. Da. Nu știu în peisajul actual unde aș putea să lansez acest album și ce... Cred că tot online. Majoritatea îl fac online sau pe sticuri. Pentru că se poartă sticurile mai nou. Da. Dacă asta e problema și într-adevăr o să fac astfel încât să am niște materiale la mine, la toate concertele și cam asta o să fie. Cam asta dar o să ideea fie. Este să nu ne lăsăm și să nu ne speriem foarte tare că ce se vede la televizor e atât la kilometri distanță de ce facem noi. Da, așa este. Mulțumesc. Cu drag. Noaptea a trecut ca o întristare de temut. Zorii au venit ca un zâmbet nerostit. Ruptă din tristețe, lacrima s-a spulberat. Focul am supus ca un legământ nespus, dar asta-mi revăzut, ca pe un vis de necrezut. M-am reoglindit în tine și mi-a fost un pic rușine. O lacrimă în ochi a sclipit când ne-am salutat zâmbind. Ce mai faci? Mersi bine, cred că mi-a fost dor de tine. Nu ne-am mai plimbat pe sub castani de vreo sută și ceva de ani. Ce mai faci? Mersi bine, cred că mi-a fost dor de tine. Nu ne-am mai plimbat pe sub castani de vreo sută și ceva de ani. Sângeră-n nepăsarea ta de vânt, iar sufletul îmi arde și se scurge în pământ. N-aș putea acum să spulber amintiri de scrum. Cum de poți zâmbi și în ochi mă poți privi? Vorbe nu găsim și ochii în ochi ne tot privim. Dar cum să-ți spun că niciodată noi fi de tine vindecată. Fără mine unde pleci nu știu, dar îți simt sufletul pustiu. Ce mai faci? Mersi bine, cred că mi-a fost dor de tine. Nu ne-am mai plimbat pe sub castani de vreo sută și ceva de ani. Ce mai faci? Mersi bine, cred că mi-a fost dor de tine. Nu ne-am mai plimbat pe sub castani de vreo sută și ceva de ani. Ce mai faci? Mersi bine, cred că mi-a fost dor de tine. Nu ne-am mai plimbat.
mai vreo sută și ceva.